Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 aprilie 2021. Ce te face să te abați din drum? Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Proverbele 4, versetul 27. Mulți dintre noi eșuează, dar nu pentru că nu sunt talentați, hotărâți sau pasionați, ci pentru că se abat de la drum. Dumnezeu a zis profetului Habacuc, capitolul 2, versetul 2, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Dacă nu ai un scop bine definit pe care să-l ai în fața ochilor tăi, tot timpul, nu vei alerga în direcția bună. După cum spunea autorul și conferențiarul motivațional Sam Horn, e greu să-ți păstrezi scopul dacă nu știi care este acesta. Phil Cook, în cartea sa Un lucru măreț, scria: nu am fost niciodată un fan al celui care a inventat politica ușilor deschise. Firește, ne dorim să fim persoane abordabile față de angajați sau față de colegii de muncă, dar la un moment dat e timpul să închizi ușa și să-ți vezi de treabă. După următoarea întrerupere făcută de vreun vizitator ocazional, scrieți pe o hârtie cât timp îți ia să te întorci la nivelul anterior de intensitate și de concentrare. Vei fi șocat să afli cât timp îți fură asta dintr-o zi. De prea multe ori, nevoile celorlalți oameni se așează înaintea viselor sau treburilor noastre. De bună seamă, trebuie să ne îngrijim de copiii noștri, să ne cinstim soțiile, să ne îngrijim de responsabilitățile principale din familie sau de la locul de muncă. Însă primul pas prin care ne putem împlini scopul vieții este să ne asumăm responsabilitățile pentru el. Asta înseamnă să-l programezi și să anulezi programarea nevoilor mai mărunte ale colegilor de serviciu și ale prietenilor. Aceste angajamente zilnice ne fărâmițează timpul și, fără să ne dăm seama, pierdem din vedere scopul dat de Dumnezeu. Așadar, concluzionează Phil Cook, încetează să mai faci ce cred alții că este urgent și începe să te focalizezi pe ceea ce contează pentru Dumnezeu și pentru tine.